Mai mulți cercetori și oameni ai străzii au fost preluați de 275 de ori din stradă de polițiștii locali. Aceștia dormeau pe bănci în centru, în scări de bloc, stații de transport sau în fața magazinelor. Acțiunile polițiștilor locali pentru descurajarea cercetoriei și pentru preluarea din stradă a persoanelor fără adăpost au continuat și în ultima lună. Astfel, în septembrie au fost identificate în stradă un număr de 98 de persoane care au fost depistate și predate către centrul social de 275 de ori. Pe lângă constatările efectuate în timpul patrulărilor, numeroși cetățeni reclamă prezența cercetătorilor și a oamenilor străzii, deoarece creează disconfort. Unii dintre ei apelează la mila publică printre mașini, în intersecții, punându-se în pericol de accidentare atât pe ei înșiși, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Un astfel de exemplu este cel al unui număr de 3 cercetători care au fost observați în intersecția căii Martirilor cu strada Muzicescu și cu Mureș, unde cereau bani de la conducătorii auto printre autoturismele care așteptau la semafor. Prezența unor astfel de persoane a fost reclamată și la Catedrala Metropolitană. Un om al străzii care urla și agasa trecătorii în zona Piața Sfântul Gheorghe Libertății a fost de asemenea depistat de polițiștii locali. Persoane fără adăpost au mai fost găsite dormind acoperite cu pături pe timp de seară în centrul orașului, în Piața Victoriei, în fața aparatului de reciclat sticle de la un supermarket de pe calea Șagului, în casa scării unui imobil de pe strada 1 decembrie, dar și în stația STPT din zona platoului Dâmbovița, unde fac mizerie, gălăgie și deranjează călătorii mijloacelor de transport în comun. În toate cele 275 de situații, polițiștii locali au preluat din stradă pe cei depistați și au transportat la centrul social de pe strada Telegrafului. Poliția locală Timișoara reiterează că reducerea acestui fenomen se poate realiza doar cu ajutorul cetățenilor care să nu le mai ofere bani, deoarece aceste persoane preferă să stea în stradă unde câștigă banii fără a munci și să nu încerce să se reabiliteze. Acțiunile pentru descurajarea celor care practică cerșetoria vor continua și în perioada următoare. Cei care observă astfel de persoane pot sesiza dispeceratul poliției locale la numărul de telefon 0256 968 sau 0256 246 112 pentru ca polițiștii locali să se deplaseze și să îi preia pentru a-i duce la centre, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.